BMW-ul meu. De când am aia electrică, 20 de mii de kilometri. N-am mai băgat un leu în combustibil. Eu s-o l-am tras pe dreapta. Uai, ce căldură! Ce arde, băi! Da! Murdar praf. Trebuie să deschid pur bagajul. De acolo, pe găurica aia, și să-i pun bateria, că am desfăcut-o, sper să mai aibă curent. Ia să vedem. Deschidem un pic să se aerisească. Vreau să o pornesc, și minte că crescut, nu se mai vede, să se vede, nu se vede. Paianjenii. Au crescut paianjenii el. Și tei. Cheia. Bă! A pornit pe chinezaște. Dar n-are, a pornit așa numai că nu are baterie. Unde e lumina? Uite, e pe roșu. E pe roșu, s-o stâns. Au! Mai dăm atât drumul să vedem dacă putem porni. Și după aia poți să tu stângă. Până l-am încărcat. Da. Săraca mașina mea. N-am rămas cu ea de numai să minte. Bun, revenim. Am deblocat portbagajul. Uite, bă. Plouă îndânsa, întrânsa. Ia să strag eu asta aici. Așa. Cum mă pot ridica eu. Asta. Și aici minusul luat. Pune minusul. Aha, e bun, e. Dacă o face scânteie, e bine. Cheie de 10. Am lăsat-o expres aici. Și o strângem. Trebuie să mă învăț să mă uit în telefon. Că eu mă uit tot pe lângă. Hai, noi să vedem. Mai putem păcăli. Te recomand aia încă o dată. Să plece. Ia. Plecat. Epa. Acum e atunci. Din februarie nu mai fă pornit asta. Ce lună e. Imediat e august. Ne-a să vedem. Iubesc treaba asta. Power by Android. Frumos. 23 de grade, ora 12 ziua, dar de fapt e 5. Mai am 300 de kilometri. Eu am motorină de vânzare, domnule, că eu merg pe electric. Stă bine tot, frumos. Aha, avem ceva erori, dacă nu mai e baterie. Da? Ceva erori, îți dai seama dacă cu mașina nu s-a mai umblat de atâta timp, trebuie toate calculatoarele, au luat o rasnă, trebuie pornită, mers cu ea puțin, trebuie să pornească spurcăciunea asta și ne uităm acolo, că acolo ne spune mai multe. Nu mai au gram de curent de atâta timp, da? Și volanul mere greu. Dar a pornit astfel de cheie. Ianuarie, nu, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie, 6 luni, jumătate de an. În fine, a fost vreme caldă, dar nu contează. E vorba că nu s-au dezamorsat injectoarele, pompa, treburi, că injectoarele toate iulie ar trebui să le desfac, să le recondiționez pe toate. Le-am trimis la o firmă de recondiționat și le-au trimis merele. Mi-au luat și mai, nu mai știu, 40 de milioane sau 50. 1000 de euro pe 6 injectoare. Ne-a pus un nume pe mașină. Am testat, arăta mai rău. Cred că nu știu ce au putut să facă. Aia de pe la Timișoara. Hai să ne că vă copornit și ăsta.
Asta nu merge. Pornirea nu merge. Am să vedem ce erori avem pe aici. Așa, cambuz disconnect. Aola! N-avem cambuz, domnule. Să ne facem rost de niște cambuz. Uite, acum l-am găsit că vă arată că e deschisă pe bagaj, ușile. Să mai meargă asta sau nu mai vrea? E 5, uite acum și-a revenit. Dar de unde are internet? De la... Aha, aha, nu stai așa. Aici avem info 4x4 sistem. Pedale, plăcuțele din spate trebuie înlocuite, Active Steering Fault, 4x4 DSC, așa, DBC, da. Numai că fac, nu, că fac prin pedale. Trebuie și cu ea în stradă și umblat un pic cu ea și mea să duce toate, să șterg erorile, mai puțin pedalele, astea, plăcuțele din spate. Cam așa a pornit o mașină care n-a mai pornit de o jumătate de an. N-am mai fost pornit o jumătate de an, bateria stă bine, că văd că nu încarcă foarte, îi dă 14V, acolo e bun. Ce să zic, ok. E în parametri, acum, da, o mâncat bani mașina asta. O mâncat la bani de, mai de bani. Orange, băi, aha, aha. Bă, înseamnă că am abonament, cartena ea. Am și uitat. Am un card aici pentru internet și tralala. Bun. Cam asta e, dragilor. Trebuie numai pusă la punct, un pic curățată, aranjată, dusă la spălat. Are camere, asta e un pic să vedem. A, se vede cerul, ia să vedem, se închide pe bagajul. Oh, e deschisă aia, nu? E deschisă polița aia. Da. Urmează să fie, are și aici în față radarul. Camera, dar nu mai știu pe unde. Și dacă mă bas și nu mai știu. Apropo, e de vânzare, că nu mai trebuie mașini pe combustibil. Pe combustie. Doar electrică. O dau pe asta și bani dacă aveți ceva electrică. Mașina trebuie să vedem unde sunt kilometri. Undeva scrie pe aici, dar nu mai știu unde. Ia să vedem cum. Oare cum Dumnezeu să facem? Mă, nu mai știu să mor eu. Aici. Asta e trip. Nu mai știu să mor eu dacă mai știu să mă luie. Trip, nu. Aici. Aici oare informațiune asta? Nu, nu, asta e altceva. Aici, nu, kilometri 3 aici, jos, dar tot apare că am probleme. Am probleme cu viața. Nu mă trezesc dimineața. Real, ai info? A, aici spune cât consumă. Dacă consumă. Da. Am erorile astea aici și de-aia nu mi-arată kilometri. Are, nu mai știu. Deci dacă dă cineva 1000 de euro, nu știu să-ți spun. Nu știu. Real informațion. Ăsta e cu tripul vieții.
știu că aici jos era stric, era ăla. Aici. Dar acum că mi arată erorile vieții, nu mi arată kilometri. Chiar nu mai știu câți kilometri are mașina. Ia uzi-o. Mânci-o tata pe ea. Merge de rupe, 360 de cai. Un pic modificată. Da. Asta trebuie să-i dau jos minunea asta de folie, dar s-o dea cine o cumpără, pentru că nu se va mai putea da jos. Să iau cheia asta, să o duc la încărcat. Bun, o lăsăm să meargă un pic așa, să își vadă de viață. Punem așa provizorie. Lăsăm să aerisească, că crește șobolania. Oh, ce frumos mere. Mai mă gândesc, poate nu o dau. Am pus-o la încărcat. Deci așa arată cheia și mai am una al lui nevastă mea, dar nu știu unde e, să văd dacă e la cui. Uite aici. Lema asta mai are cu baterie? Nu mai. Ba da. Nu știu cum, dar asta se consumă mai puțin decât alte. Alte mai șmechere, mai frumoasă ca meniu, dar căsc cheia aftermarket, eu le-am luat și mi-am făcut. E cu keyless entry și keyless go. Acum mașina ne fiind de înainte. Și așa e. Asta e al nevastei mea, asta e al altea mea. Deci vine cu două chei, da?